Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretindere ești pe toate împreună. Vestierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și să rășurești într-un noi și ne curățește pe noi toată întregimea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Cu înțelepciune trebuie să ascultăm noi Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie, de la Sfânt Evanghelist Matei. Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e! Să luăm aminte, zisa Domnul, oricine aude cuvintele mele și le îndeplinește, se va asemăna bărbatul înțelept care și-a clădit casă pe stâncă. A căzut ploaia, au venit râurile mari, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea. Dar ea nu a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă. Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce în vremea lui Moise ai preschimbat apa cea mare în apă dulce, pentru popor tău și apel și învătămătoare în vremea lui Elisei ne-a vindecat Cel ce prin Sfântul Iordanului, cu arătarea ta așa fără de prigană însuși acum stăpâne, sfințește apa aceasta prin pogura Sfântului Duh. Amin. Și acum trimite harul prea Sfântului tău Duh și sfințește și apa aceasta. Amin. Însuși acum stăpâne, sfințește apa aceasta. Și fă-o să fie tuturor celor ce vor gusta și se vor stropi cu ea izbor de binecuvântare, tămăduire de bol și de patim. Sfințirea acasă și izbăvire de orice lucrare potrivnică, văzută și nevăzută. Ca Ta este stăpânirea și puterea și slava Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Ție, Doamne. Ție, Sfințirea noastră. Ție, slavă în Ție, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe robii Tăi. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Iisuse, Dumnezeu nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni neadânc neajunsă, la Ta slavă, căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici, umilință, aducem această acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacere ce s-au făcut asupra robilor de Gheorghe și Irena și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, Te slăvim, Îți cântăm și Te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea Ta, mulțumim, rugând cu milumință, nemăsurată și nespusă Ta iubire, milostivire de oameni, de cum ai binevoit, a primit acum rugăciunea robilor Tăi și cu milostivirea ai învrednicit ale semplinicerile, așa și de acum înainte învrednicește și a spori într-o dreapta credință în dragoste cea către Tine și cea către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale Tale binefaceri împreună cu toți cei credincioși ai Tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște și ne învrednicește pe toți, totdeauna a grăi și a cântat Ție și cele fără de început al Tău, Părinte, a Sfântului și bunul și de viață Făcătorului Tău, Duh. Dumnezeului celui slăvit într-o ființă, slavă ție, Dumnezeul nostru, dătătorul nostru de bine în vecii vecilor. Amin, robile Dumnezeu, binecredincioșii, Gheorghe și Elena, împreună cu, copiilor, cu nepoților, cu toți cei care suntem de față, dă-le, Doamne, zile îndelungate, pașnice,
Bună sporire întru toate, întărire în credință, îi păzește întru mulți și fericiți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască întru mulți ani. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască întru mulți ani. Mulți bogați și fericiți ani, mulți ani trăiască. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani să trăiți. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților și Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Nu avem un scenariu stabilit, exact. După părerea mea, tare ar fi bine să vorbiți chiar dumneavoastră. Da, și da. Așa cum v-a rugat, nu despre mine, despre țăranul om. Da, mulțumim frumos de încredere, în primul rând. Și țin să apreciez foarte mult gestul și ideea, pentru că toți avem idei, dar nu le punem în practică. Lucru care ne lipsește, dar iată că din când în când Dumnezeu îngăduie și trimite gând curat și frumos ca cineva să aibă o idee și să readucă aminte, să ne readucă aminte nouă și cu mai mult copiilor noștri. Cât de frumos și cât de elegant și cât de bogat este satul nostru. Dacă e să privim partea stângă, stânga mea, vedem că toate aceste roade sunt date de pământul nostru. Lucru care trebuie apreciat. Dacă privim în dreapta, vom vedea covoare, vom vedea război, vom vedea toate obiectele cu care părinții noștri s-au delectat. Și au știut să lucreze, au știut să muncească, au știut să le folosească și prin ele să-și hrănească copiii și prin ele să arate dragostea și legătura strânsă între noi și pământ și slava pe care Dumnezeu a revărsat-o asupra comunității noastre. Este frumos ca să îți aduci aminte că existi. Este frumos să îți aduci aminte că tu faci parte de undeva, dintr-o comunitate, dintr-un... Ai o istorie, practic. Iată, istorie care rămâne vie și, în același timp, și unicitatea acestui, așa zis, muzeu, care foarte frumos este pentru noi, va rămâne cu porțile largi deschise pentru toți cei care vor dori să viziteze și să vadă și să aducă aminte cu drag. Felicităm inițiativa domnului Cristian, care de multe ori ne-a delectat cu multe idei foarte frumoase și sunt sigur că nu se va opri aici. Și în același timp ne antrenează și pe noi să fim părtași la toate ideile pe care le are și să colaborăm într-o strânsă legătură și să fim în același sentiment. Și suntem siguri că dorința pe care ați avut-o va avea un efect deosebit de frumos, un efect mult mai mare decât vă așteptați. Și se va duce foarte departe această idee și sunt și ceilalți care vor veni și vor mai îmbogăți și vor mai aduce obiecte de care avem atât nevoie. Să dăm slavă Dumnezeu că suntem și noi părtași la acest frumos eveniment, suntem părtași la această idee deosebit de frumoasă și avem toate motivele să îi mulțumim Dumnezeu că suntem și noi o părticică mică din această comunitate, binecuvântată de Dumnezeu în vecii vecilor. Amin. Să fiți. Acum, dacă îmi permiteți. Este un început. Da. E un început timid. Dar prin asta poporul nostru și-a păstrat tradițiile, și-a păstrat identitatea, și-a păstrat cultura, neamul. Am fost zilele acestea în Toiespos, în pelerinaș cu dumneavoastră. Am văzut atâtea mănăstiri. Oare de ce s-au păstrat? Nu pentru asta, pentru asta lăsa ca moștenire, ca simbol al și-al credinței, și-al obiceiurilor, și-al istoricului neamului nostru. Referitor la satul Târgugeci. Eu am dat domnul Cristea o
cărticică care am găsit-o șocul despre istoricul satului. De la Moș Cosp Petrea, ca așa. Acum cât este de adevărat, cât nu este de adevărat, dar este totuși ceva lăsat din alții dinaintea noastră. Așa și noi, pentru vorbă chestia, care s-a împredicit și a colectat și a adunat câteva obiecte, cum s-au putut, cât s-au putut. Sper să îmbolătățească. Lăsăm mai departe copiilor. Acestor copii care nu știu ce înseamnă sunt vechi, nu știu ce vatală sau mai știu ce... Și referitorul acesta, de fapt, în manualele acum de română, de limba română, textile, suport, nu mai sunt din scriitori români. Sunt din literatura universală, nu mai avem de pe Kendă, nu mai avem pe Saldovean, nu mai avem pe Coșboc, prea puțin. Dar totuși noi suntem cei care am luat copii, am ținut la istoria neamului, chiar dacă în istorie, acum istoria de clasa 4-a e mai istorie, nu mai istoria 4-a. Dar aveam textele de suport la limba română. Zice, Sadobeanu, lupta la Podunat. Acolo făceai referire la Ștefan, făceai multă și istorie și geografie și literatură și mult. Și felicit pe domnul Cristian pentru inițiativă și sper să fie de bun augur. Mulțumim frumos! Înainte de a trece mai departe, vreau să fac o limpezire, o clarificare. Toate meritele mi se adresează mie. Nu, împreună cu soția mea. Amândoi am făcut. Da. Deci, familie există. Da, dacă îmi permiteți și mie, pentru că ați avut scenariu. Eu vreau să vă mulțumesc, în primul rând, pentru că ocazia asta deosebită pentru mine înseamnă și un moment de reîntâlnire cu foștii colegi. Eu am fost foarte atașat și dumneavoastră știți foarte bine de Drăgugești, atâta timp cât am predat la școală și văd aici cu drag domnul Busuioc, nu l-am mai văzut pe cât de câteva luni, domnul învățător Petrea, domnul profesor Cristea, doamna preoteasă Taraipan, doamna învățătoare, nu mai spun. Să știți că-s binevenite aceste momente. Am spus, domnul învățător Petrea. Cum să nu. Sunt binevenit din punctul meu de vedere și cred că ar trebui din ce în ce mai multe. Chiar îmi dădea o idee, doamna Dana, vis-a-vis de niște serate de șezători acum în postul Crăciunului pentru că se apropie. Și cred că ne-am, nu știu, o desocializare, nu neapărat de politică, pentru că de asta sunt sătur și cred că cu siguranță sunteți cu toții sătui, dar așa pentru a le întâlni și pentru că eu pe 14 noiembrie vreau să inaugurez căminul nou de la Helegiu și mi-ar făcea deosebită plăcere să participați cu toții și sunt convins că va veni, dar obligatoriu, ținuta trebuie să fie tradițională, pentru că e o condiție pe care o pun și am pus-o și colegilor mei. Aș vrea chiar să aibă viață și chiar va avea, cu siguranță, pentru că sunt convins că doamna preoteasă mă va ajuta și mă va ajuta de fiecare dată și împreună vom gândi câteva evenimente de ziua ei, de, nu știu, de ziua recoltei, de seri pe care... Cred că ar fi foarte frumos să fim împreună și să aibă viață nu doar în prisma evenimentelor gen munți, botezuri cu metri, pentru că nici măcar nu le iau un calcul. Deci în căminul legii nu se va face așa ceva. Avem și scaune cumpărate, chiar mă gândeam să le iau fixe ca să nu mai fie discuția să fie scoase. O bibliotecă nouă, modernă, care o vom inaugura și vom sfinti tot pe 14. Am ales 14 pentru că e ziua lăsatului secolului. Și am spus că e un moment să ne întâlnim cu toții și cred că o să încheiem și cu un moment de spectacol cu o cunoscută artistă din zonă. Mi-a făcut deosebită plăcere să vin astăzi. Vreau să vă felicit și pe dumneavoastră și pe doamna învățătoare, exact, pentru că știu că totdeauna ați lucrat împreună și ați spus umărul la tot ce ați făcut. Știam că veți face muzeu, pentru că discutăm de vreo 2 ani de zile. Știu că sunteți un iubitor de tradiții, sunteți un iubitor de tot ce e frumos, legat strâns de zonă și de sat și de comună. Ați și predat numai aici, ca să vă spun că știu, domnul Cristea a făcut naveta o viață întreagă pe jos.
Deci acest drum care duce către Deleni, din Pârâu până sus pe Obede, dânsul... Am fost primar mai târziu, că dacă era mai devreme aveam asfalt și mergea cu mașina. Îl făcea pe jos și iarnă și vară și știu sigur lucrul ăsta. Nu vă spun că domnul Cristea știu la fel că de foarte multe ori vine la Drăgugești pe sus, pe chis, cum îi spunem noi, pentru a face mișcare. Vă felicit pentru tot ce ați mulțumesc, făcut. Domnule. Pentru mine este așa, un domn trandafir modern, pot să spun, ținând cont și de portul de acum, să vă dea de o sănătate, să fiți alături de noi de fiecare dată și știu că veți fi. Avem un muzeu frumos și la Hilegiu, la școală, știți foarte bine, modern, etnografic, tradițional, cu șândrilă, bine, e la alt, mai alt nivel, dar al dumneavoastră este mai frumos decât la dumneavoastră în curte, este în satul dumneavoastră și sunt convins că veți crește aici, că eu știu că veți crește. Nu numai de asta mi-e frumos, e frumos. Să vă dea de o sănătate și vă mulțumesc. Vă mulțumesc de toată lumea. Dacă nu mai este bine, vă rog să mă lăsați pe mine să spun câteva cuvinte. Și am să preiau din cele spuse de la domnul primar, legătură cu Pârâul Drăgugeștiului. Oameni buni, mi-am iubit și iubesc în mod patologic acest sat și aceste meleaguri. Mereu când treceam pe Pârâul, săream peste Pârâul Drăgugești, mă duceam la Deleni, aveam o trăire sfântă, specială în sufletul meu. Îmi venea să iau Pârâul în brațe, să-l smulg din izvor, să-l fac sul și să-l bag în sânul meu. N-am reușit. Norocul ia dumneavoastră că va rămâne Pârâul acesta și după plecarea mea, când plătesc, cum se cheamă, mulțumesc. Da. Bună ziua și bine ați venit la acest moment. Bine v-am găsit, mulțumim frumos, da. La acest popas al sufletului, să trăiți, popas pe care îl dedicăm în totalitate și în exclusivitate țăranului. Măria sa țăranu. Lucrez la o carte chiar așa intitulată Măria sa țăranu, pentru că este elita deosebită a poporului nostru. El a scris istoria frumoasă a României. Pot să mă contrazică mulți, pot să aibă alte păreri, asta este părerea mea, părerile pot fi contestate, pot fi contrazise, realitățile, în schimb, nu. Și unde putem omagia mai bine pe țăranul român decât într-un muzeu, ceea ce facem și noi astăzi. Deși spațiul este mic, însă spațiul nostru, emoțional și psihologic, se revarsă peste toată România. Dragii mei, nimic nu este mai frumos și mai onorant în viața unui om decât munca cinstită în slujba poporului său și a patriei sale. Pentru mine, țăranul român este troița neamului nostru românesc, o troiță sfântă, o troiță sacră, o troiță luminoasă, iar eu, prin pregătire și prin formațiune, sunt învățător. Prin sânge, sunt țăran. De aceea, astăzi, împreună cu soția mea și împreună cu dumneavoastră, încercăm să omagiem țăranul, să aducem un plinos călduros celor care au trăit pe aceste meleaguri. Pentru că țăranul este o bucățică sfântă, frumoasă din această frumoasă țară. Nu țară, am greșit. Patrie. Patria e numai una. România. Restul sunt țări. Amândoi am organizat muzeul pe care dumneavoastră vedeți. Acest muzeu este ca o bibliotecă. Cu deosebirea că în loc de cărți sunt exponate subiecte, iar limbajul lor este atât de simplu și pe înțelesul tuturor încât orice copil poate să-l înțeleagă, orice copil poate să-l citească. Și cei care sunt străini și nu știu limba română. Sunteți de acord cu mine? Iar obiectele de mare preț, obiectele cu mare sensibilitate, de mare valoare, se privesc cu sufletul și cu inima. Nu neapărat cu ochii. Eu am văzut lumina zilei în acest sat. După câțiva ani, am găsit aici pe mama mea, scumpa mea mamă, pe care o prețuiesc și o am aici
pus într-un tablou și în casă, este icoana mea sfântă. Mamă, te rog să mă ierți, că tare te-am necăjit. Apoi lângă mama l-am găsit pe tata, doi țărani, doi profesori adevărați, nu știu de unde aveau atâta pedagogie, atâta psihologie să ne crească pe noi. Tata i-am spus, Doamne, în lungul, fuma la bătrânețe și n-a fumat niciodată în fața mea. Uitați-vă câtă pedagogie la un simplu. Și tata a fost abonat la magazin istoric până când a murit la 84 de ani. Am găsit aici, pe bunicii mei, dar ce oameni, ce țărani adevărați. Domnul de la presă a scris, domnul Moraru, schimbați pixul și dumneavoastră focalizați atenția către acești țărani. N-am reușit și nu reușesc să fac portretul adevărat al acelor vremuri și acelor timpuri și acelor oameni. Iată portretul adevărat, iată cum arăta țăranul de altă dată. Un țăran plin de onoare, de demnitate. Cuvântul era cuvânt. Când dădea un cuvânt, așa era act scris. Când se făcea o logodnă și se dădea mâna, se turna vin și era act scris. Uite așa. Șoțăran. Să fii șoțăran. Da. Dar bucuria cea mare că avem țăran și astăzi. Ia uitați-vă aici, la dumnealui, are totul acasă. Vedeți și aici, le-a luat de la grindă, de acasă la dânsul, și le-a afișat aici, nu pe toate. Le-a dus că nu încăpea mai mult. Bucuria noastră cea mare este că avem și astăzi țărani destoinici și ne preocupăm să nu dispară în istorie. Ei s-au străduit să nu dispară aceste meleaguri din geografia României. Iar noi ne străduim ca ei să nu dispară din istorie, să nu fie înmormântați în uitare, să nu fie înghețiți de istorie. Ce pot să... asta că vă spun ce am mai găsit aici. Am văzut părinții, preoții. Am mai găsit aici oameni buni, niște preoți adevărați, care m-au determinat. Datorită lor l-am văzut pe Dumnezeu pentru prima dată aici și m-au determinat să-L iubesc pe Dumnezeu. Era atunci un preot, Părintele Popescu, o minune de om, cât era de bun și de duhovnic și de sfânt și de... Și ne duceam la anul nou, pot să povestesc, nu? Și niște copiii ne duceam la anul nou la Dumnezeu când ne dădea bani și bomboane de pom. Și nu îmi dădea alții. Când ieșeam de acolo, eu fiind o leacă mai mare, punem fiecare, băi, dă-i căciula lui. Tu ia haina și dă-o încea. Schimbam între noi căciulile și hainele ca să mă intrăm odată, să mai dea părintele bani, ceea ce făceam. Ei m-au ascultat, pentru că, na, era rentabilă tare afacerea asta noastră, din punct de vedere economic și chiar gustativ. Și ne dădea părintele, după an și an, soția când a venit la noi, copiii când veneau cu uratul, la noi se ură în ajunul anului nou. Dar veneau unii și a doua zi. Și ce spune Leunța? Băi, dar voi ați fost și ieri. Băi, Leunță, lasă-i, că asta e tradiție, zic. Băi, tradiție să vină cu uratul. Nu mă oleacă, fiți atenți, părinte, vă rog frumos. Tradiție, zic, să vină cu uratul, zice soția. Dar nu să vină a doua oară. Băi, și asta e tradiție. Eu am inițiat tradiția asta. Și chiar eu sunt inițiatorul acestei tradiții. Da, da, vă rog. Dar n-ați pățit că eu creagă ca părintele Florian, ca să alege cu băiatul lor? Băi, n-am pățit. Pentru că Dumnezeu a iubit această localitate și ne-a dat niște preoți foarte buni. Mulțumesc frumos! Și preiau de aici și duc mai departe. După părintele Popescu, când am ieșit eu la pensie, l-am găsit pe părintele Adrian. Exact copia fidelă a părintelui Popescu. A plecat părintele Adrian și a venit părintele Mihai, stați părinții Mihai. Îl iubesc atât de mult și ce bine că știe și dumnealui. Dar în același timp, l-am găsit aici pe părintele Badiu, un munte de știință, oameni buni. Și știe toată lumea că nu se poate știință fără credință și invers, nici credință fără știință. Doamne, era inspector la curte, acel preu Dumnezeu să-l ierte, putea să conducă o țară. Dar bunul Dumnezeu, care are ultimul cuvânt și le aranjează pe toate, ne l-a dat pe părintele Doru. La fel de serios, la fel de militaros,
la fel de harnic, dacă părintele Badiu a făcut biserica, părintele Doru i-a făcut un complex, ați trecut, e un complex pastoral și teologic, cum vreți să-i spuneți, felicitări, părinte Doru, felicitări, părintele Mihai, și în ultimul rând, finul meu, felicitări, părinte Costel, un preot foarte, foarte harnic. Și mă mândresc cu dumnealui, nu precum copiii și ea, lor era mândria necinstită, știți, când se duceau a doua oară. Eu mă mândresc sincer. Dragii mei, obiectele care le avem aici, toate, de câte ori le privesc, v-ați dat seama că mă duc în copilăria mea. Și mi-aduc aminte cu atâta bucurie și cu atâta drag de oameni și de cele locuri. Dar încet, încet, vă dau și o veste bună, cam să închid nu peste mult cercul discursului meu. Anunțându-vă că ceea ce noi am făcut împreună aici nu a fost niciun alt mare eroism, ci ne-am făcut doar datoria de onoare față de aceste locuri și față de țăranul român. În partea cealaltă, am organizat o bibliotecă, i-am dat din numirea de Biblioteca Maria, în amintirea scumpii mele nepoțele pe care o cheamă Maria. Ce vreți nume mai frumos decât numele Maicii Domnului? De ce am înființat biblioteca asta? Să vină oamenii din sat, vor fi copii, tineri, bătrâni, să împrumute cărți de aici, să rețină doar conținutul lor, cărțile să le înapoieze, nu să rețină și cărțile, și să fim și în acest mod folositor satului nostru. Băi, să încerc să finalizez, nu? V-am plictisit? Nu, mai trebuie. Nu, mai trebuie, da. Vă mulțumesc din toată inima, vedeți că pământul e rotund. Închei cu ceea ce am început. Vă mulțumesc că ați venit la acest eveniment frumos. Desigur, sunt foarte multe lucruri de spus, aș fi vrut să spun și mai multe. Sper să vă fi plăcut. Ia, chiar dacă peste fiecare... Într-o zi, uitați-vă, fetița de aici e născută în Italia. Crescută în Italia. Venită la noi în România. Și am spus, măi, tu, unde îți place mai mult? În Italia sau în România? Ce, domnule, eu mai mult îmi place în România. Ceea ce am făcut atunci când mi-ai umezit ochii, fac și acum, să trăiești. Mica mea România. Uitați-vă ce ochi frumoși are România mea și România dumneavoastră. Pentru că s-a creat o atmosferă atât de emoționantă, pur și simplu nu pot să mă abțin să nu spun câteva gânduri. Lucian Blaga spunea că veșnicia s-a născut la sat. Tocmai de aceea, noi, fiii satului, cadrele didactice, trebuie mai mult ca oricând să facem totul pentru a aduna, păstra și transmite mai departe tradițiile și obiceiurile și portul și tradiție și obiceiurile populare românești. Iată că fiecare obiect care a fost adunat aici cu mult drag, pe care îl consider o adevărată comoară vie, este o mărturie a trecutului, a strămoșilor noștri, a istoriei noastre, a identității noastre. Și cred că astăzi, mai mult ca oricând, e nevoie să luptăm pentru a ne proteja și apăra identitatea. Pentru că în condițiile în care lumea este într-o amețitoare schimbare, în condițiile în care tehnologia a pătruns cu repeziciune în toate domeniile, e nevoie mai mult ca oricând să nu ne uităm trecutul, să ne păstrăm identitatea. Iată câteva gânduri care au stat la baza întemeierii acestui muzeu, pe care sperăm, zi ce trece, să-l îmbogățim tot mai mult și exact. În care vă invităm tot timpul cu mare drag. Să rămânem. Vă rog să mă iertați. Așa de frumos, da. Soția m-a mișcat, felicitări. Uitați-vă la ea românească, făcută de femeile românce. Câtă imaginație, câtă fantezie, câtă creativitate. Această ei este înscrisă în patrimoniul UNESCO. Iar regina Maria, soția regiului Ferdinand,
la evenimentele principale o purta, dar niciodată nu mergea la Paris decât îmbrăcată în ie românească. Da, vă rog. Dacă îmi permiteți să spun și eu ceva, uitați cu ce a crescut țăranul. Barca. O pinca asta care s-a transformat în bocan, în încălțăminte adevărată care îi purtăm la ora actuală. Și cum? E când se rupea aici în călcâi, îi punea un cârpăr cu scoabe și îi spunea potlog. După care s-a gândit, băi, se rupea și podlogul ăla, i-a mai pus unul. I-a mai pus unul și a zis, dar oare dacă aș întoarce tot mintea țăranului, să o întorcă invers, cum scrie ăștia, să-i bag de sub și aici să-i pun talpă. Și aici să o tai, să-i pun șireț, un chei. A făcut invers, deci țăranul a făcut din o pincă bocanc, adevărat, cu călcâi. La podlogul ăla. Da. Deci îi spunea podlog, nu? Podlog, de aici, da. De aici le se spune oamenilor podlogari? Da, da. De decret, da. 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 La am de ce le mătă și sârma. Da. Podlog, așa se spunea, eu așa rețin că iarba cosită tot întreabă aici, că dacă era călcâi gol, nu. Dar aveam metoda că călcam pe, era sudoarea calului, floarea aceea, și ea creștea mănunchi așa, răsfățată, și când dădeai cu coasa de aici, o tăiai bine, dar din coasă o ascuțea. Și știam să o calc, să o rup. Cu piciorul gol. Da, o rupeam cu piciorul gol. Da, asta era. Acest domn, vă rog să mai permiteți un minut. Acest săran, domn, exact, da. Are, domnule, atât de frumos face lemnul să vorbească, face lemnul să cânte, să zâmbească. Este un adevărat sculptor și artist popular. Am fost la dânsii unii, unei soția, domnule, nu știau cu ce să mă mai trateze. Și din când în când îmi plăcea când zicea, părinte, haide să vă arăt aici, părinte, tare îmi plăcea, nu pot să vă arăt, da. Să vedeți ce casă frumoasă, ce oameni frumoși. Sufletește, am vorbit prea mult, nu? Nu. Vă promit. Vreau să mă aștept că... Vă rog. Așa, porpințele astea de gomă, tata-i pășea de vacă, de piele de vacă. Și de joric de porc. Și m-a trimitea cu el la deal, oile fugeau prin ploaie, știi? Și mă iau ochițele mele de pe acolo și vedeam că ele ca să făceam așa. De ce ai uitat? Puteți să bombardează, mă, te pleacă înapoi. Și-a rupt panchica, cum să rupt? Le dădeam de dracoasă, dădeam așa ca să iese din cea, știi? Dacă dau alte ochi și vedeam de-al pâine, mă trebuie de-al pe pâine, la deacă, n-am ieșit pași, n-am ieșit pași, așa, dar era de piele de vacă. Da, făcut e frumos, delică. Doriți-vă la 88 de ani să arătați ca dumneavoastră. Era pantofi, nu era ghetă. Păi nici pe timpul meu nici nu am prins nici internet și nici Coca-Cola. Dar a fost așa de frumoasă copilăria mea. Nu, o faci bine. Era bine și pe timpul. Foarte bine era. Erau de toate, dar nu era lux ca acum. Mâna bade boi bine, bădiță, bădiță măi, nu te mai uita la mine, bădiță, bădiță măi, nu te mai uita la mine. Bădiță, bădiță măi, ochii mei sunt verzi ca iarba, bădiță, bădiță măi, nu te mai uita degeaba, bădiță, bădiță măi. Nu te mai uita degeaba, bădiță, bădiță măi. Ochii mei sunt măritați, bădiță, bădiță măi.
nu se lasă sărutați. Bădiță, bădiță măi, nu se lasă sărutați. Bădiță, bădiță măi. Vă mulțumesc! Vreau să vă întreb, când ați prins ultima șezătoare la care ați participat? Șezătoare? Șezătoare. Păi da, dacă eu am 88 de ani, nu mi-am șezătoare de mod. Cam de când? Mai țineți minte? Da, în urmă cu câți ani? Dar erau șezători când erau sunt atat? Spășeau, spășeau. Și ce se făcea la șezători? Sunt așa puior, sunt așa lui, ce vrei, da. Păi mai povestiți-o leacă. Ne adunam mai multe femei. Și cu fete, cu tot așa, chiar când era mama mea, Dumnezeu să așa, dar ea și să ani urmă, știți? Plecam la o altă prietenă de ei. Zic, hai la Risavița lui Manole, că acolo are și două fete, și mergi mai eu și a mea de-o și o soră. Și stăteam pe la 12. 12 noaptea? Da, da, da. Da, da, da. Da, da. Dar era spre postul mare. Așa. Și baba și noi se fierbea grăuță de porumb. Așa. Pentru ce fierb? Mâncați grăunțe? Mâncați grăunțe ce fierb. Păi, dar era fierb. Da, da, și făceau la pieu. Făceau pe mânt acolo, dar torceam, făceam treabă, oare plecăm, oare torceam, știi? Și pe mânt când plecam acasă, gata, ne luau, s-a rămân și hai, plecăm. Să cântase, să casă. Da, asta era șezătoare, da. Și venea multă lume atunci la șezători? Numai noi care eram prieteni, nu? Dar în general, așa, la o șezătoare, venea multă lume din sat. Asta era. Da.
da-ra-da-ra-da-ra. Lăutare sunt cu mini ram da 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 da. Haideți oameni pun la joc și chiuiți mai cu foc. Răsună stica și toba, așa-i hora de Moldova. Bateți tălpele străgați și din joc nu vă lăsați. Dulce-i graiul, dulce-i vorba, așa-i hora de Moldova. Și de popla și de mini ca încă trei zile. Hop, hop, șa-șa. Să sperăm că România va fi în continuare frumoasă și iubită de toată lumea. Mă mândresc, deși noi eu sunt cel care... mă mândresc cu calitățile mele, dar e toată numai artă, cântec și poezie. Ești cea mai frumoasă metaforă a Drăgujeștiului.